Bine v-am găsit, prieteni, la De ce se întâmplă, sunt Dan Ciucuiu. Astăzi, în noua emisiune electorală, în fața dumneavoastră vine în premieră un candidat PNL la funcția de consilier local, domnul Adrian Mardare. Bine ați venit în emisiune. Bine v-am găsit și bună ziua ascultătorilor. Bună, domnule Mardare, două cuvinte despre dumneavoastră pentru cei care nu vă cunosc. Da, numele meu Mardare Gheorghe Adrian. Am copilărit în șantier la Mândra. Generala am făcut-o la Mândra, sub îndrumarea domnului Zară, Dumnezeu să-l ierte. Ulterior, liceu agricol la Făgăraș. După terminarea liceului, am plecat în Italia. Întorcându-mă în anul 2005-2006, revenind acasă, construindu-mă o casă în Ileni. Și de acolo încoace o viață aici. Aici. Notorietatea online vă precede. Sper din suflet, așa, asta și ideea. Vă precede și nu e să cred pentru nimeni, a fost unul dintre cei mai vocali critici ai actualei conduceri a primăriei din afara Consiliului Local. Vizați un post în Consiliul Local în Făgăraș. Da. Sunteți pe loc eligibil, după spusele și colegiul dumneavoastră, care mi-au spus cât speră să intre în Consiliul Local din partea PNL-ului. Spuneți-mi cum credeți că lucrurile puteau fi făcute mai bine? Din punct de vedere al executivului? Cum bine dumneavoastră ați spus, să zicem că de 2 ani de zile, dar activitatea mea este din 2016, ceea ce se întâmplă la Făgăraș pe partea de construcții, nu, din punctul meu de vedere, nu sunt implementate corect. Foarte bine că au atras fonduri, foarte bine că au adus proiecte la Făgăraș. Dar nu este suficient să stăm într-un birou, să semnăm și să le dăm drumul, să le implementăm. Okay. Trebuie verificate în teren. Din punctul meu de vedere, din acest motiv, proiectele nu sunt implementate bine în Făgăraș. Actuala administrație nu are echipă și în teren. Probabil în birou au oameni super calificați. Dar avem o problemă gravă în a implementa aceste proiecte. Și actuala administrație s-a înconjurat, din punctul meu de vedere și pot greși, s-a înconjurat de oameni foarte slabi în ceea ce privește administrația locală, poate în viața privată sunt super ok oamenii, au business-uri, prospere, sunt oameni de nota 10, dar nu are nicio legătură cu administrația locală, nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în teren. Nu simt prezența administrației pe teren, efectiv nu e. Sunt 2 ani care eu stau săptămânal sau la 2 săptămâni, urmăresc diferite proiecte. Eu nu simt administrația locală acolo. Nu trebuie neapărat primarul, sunt conștient că primarul are alte lucruri de făcut. Uh-huh. Dar mă, să vedem 2, 3, 4, 5 persoane care, să spunem că la 2-3 luni ar comunica cu noi, făgărășenii. Nu știu, persoana X nici nu contează. Clar că domnul Sucaciu ar fi trebuit să-și asume 2-3 persoane care să fie în teren. Actualul viceprimar, city manager, oamenii care cred eu că ar trebui să controleze sau cel puțin să supervizeze aceste lucrări, nu cred că au competență pe acest domeniu. Și ceea ce este mai grav, că bugetul local, în proporție de, eu zic că peste 100%, deci nici nu putem suporta noi ce cheltuieli avem pentru aceste proiecte, bugetul local în totalitate este direcționat sau consumat pe aceste lucrări. Și nu simt control. Noi suntem beneficiari și avem obligația în a controla constructorul. E inutil că după ce termină lucrarea, revenim asupra lucrării și îl punem să scoate tot afară. Nu este constructiv pentru nimeni, fiindcă acele materiale reluate încă o dată la mână, acele nu mai sunt materiale noi, nu e o lucrare nouă. E ca și cum mergeți și cumpărați un pavaj. Îl cumpărați uzat. Exact ce situație e acum. După ce le iau de 2-3 ori la mână și îl pui în operă a treia oară sau a doua oară, acele nu mai e un pavaj nou. Și noi plătim la prețuri aur. Da. Am înțeles. Deci vă referiți la, în primul rând, la calitatea lucrărilor. Dumnealor din primărie spun că, mă rog, sunt convins că așa și e, există un manager, un proiect, un răspunzător de acel proiect de implementare a lui, că se fac controale periodice, că ce nu este conform se reface și oricum că nu se face recepția, până nu este lucrarea la calitate. Și că dacă se face recepția și se strică lucrarea respectivă în garanție,
drumul de la Uniune, că chiar vorbim despre... acel constructor o reface pe banii lui. Dar nici nu mă interesează acest aspect. Așa. Constructorul poate face și de 40 de ori. E strict problema lui să-mi banii să facă ceea ce vrea. Uh-huh. Până la momentul respectiv, noi am anticipat niște bani. Uh-huh. Până la momentul cârpeli, bugetul local a anticipat niște bani pentru a susține constructorul. Banii aceia ar trebui recuperați, din spuse domnului, era să zic administrator, dar până la urmă asta este domnul Sucaciu, da? Da. Acei bani vor fi recuperați. Despre asta e discuția. Nu este problema mea că constructorul își face strada de 40 de ori. Este problema lui. Da. Interesul meu este altul ca beneficiar. S-am anticipat. Da, niște cifre, vreau banii înapoi. Domnul Sucaciu vine în Mediolan și spune că după ce terminăm o colitoare, să dea Dumnezeu să o terminăm, nu e asta discuția. Da. Va reveni constructul și va reface strada. Dar tu la momentul când ai făcut acel proiect, proiectul a fost neconform. Tu ca beneficiar, din start, despre asta e discuția, din start trebuia spus, domnule, acolo avem trafic greu. Da. Asta trebuia, despre asta e vorba și sunt fer convins că domnul Sucaciu are sub administrare o întreagă echipă pentru a... Toți afară. E foarte simplu. Sunt atâtea exemple de proastă administrare și încă căutăm scuze. Mă, am înțeles că din 20 de proiecte greșești 1, 2, 3, 4. Dar eu în Mediolan am prezentat peste 50 de proiecte complet implementate, deci fără niciun fel de logică. Din păcate pentru dânsul, eu sunt un simplu muncitor. Da? Dar din păcate pentru dânsul, eu stau de 25 de ani pe șantiere. Și asist la modul cum se fac, de la hale industriale, blocuri, nu știu, orice, ce vreți dumneavoastră. Case, apartamente, asist la niște operațiuni. Nu poți efectua pavaje, da? Cum avem acum un caz și de aceea v-am adus aceste documentații și vi le las. Uh-huh. Așa este bine, în momentul când faci afirmații să și fii documentat. Noi acum am efectuat lucrări de pavaje, de asfaltări, acum, da? În momentul în care domnul primar avea pe masă proiectul celor de la apă canal, în care au spus clar, de la intersecția de la Spicu până în Tudor Vladimirescu, vom rupe tot. Știm cu toții cum arată săpăturile celor de la apă canal. Uh-huh. Tu, ca și administratorul al orașului, nu pui un pic de stop, nu chemi oamenii la masă, toți constructorii, spunându-i, bă, uite, traseul ăsta, că e foarte simplu, uite, traseul ăsta de la apă canal. Bineînțeles, o firmă care a câștigat licitații, vorbim de 11 milioane de euro, lucrurile se vor implementa. Și acest proiect este finanțat și vorbim de toate demersurile finalizate de la începutul anului. Nu este normal să spui, efectuați voi săpături ce aveți de făcut, acel constructor îl mut pe alt șantier să facă alte chestii. Nu-l opresc, este normal. Eu nu am o problemă cu constructorul. Constructorul poate să vină cu oricine la muncă. Am o problemă cu administrația locală. Fiind direct beneficiar al lucrărilor. Tu trebuie să fii acolo, prezent, în timp real. Așa se fac construcțiile. Nu știu cum văd dânsii. Din punctul meu de vedere, construcțiile trebuie controlate operațiune pe operațiune. Da. Noi avem cazul în care dacă nu turnăm betoane, până nu vine inginerul să verifice armătura. Și ulterior turnăm betoanele. E foarte simplu. Am înțeles că dânsul va avea o echipă, din punctul meu de vedere, să plece toți acasă. Asta nu este administrație, este cu tot și cu tot altceva. Acești constructori nu sunt controlați. Dar și în cazul meu și în cazul dumneavoastră, dacă luați niște oameni și nu-i controlați, vă garantez că cât de bune ar fi, la un moment dat își pierd busola. Și profită, că așa-s făcute șantiere. De aceea există acest control. Și supervisor. Din punctul ăsta de vedere, eu consider la acest moment că domnul Sucaciu nu are echipă capabilă pe partea de construcție. Probabil dânsii sunt buni pe accesarea fondurilor, nu știu. Ați înțeles ideea. Înțeles. Critica mea este exact pe stradă. Și într-un discurs făcut de domnul Sucaciu la Brașov, afirmă că domnul Veștea a luat unul de pe stradă. Da, domnilor, eu și dacă voi intra în Consiliul Local, eu îmi voi continua munca ce am făcut până acum, voi fi în mijlocul străzii, fiindcă acolo se implementează proiectele. Știu că pentru dânsul, nu, fiind la birou, obișnuit la birou, probabil se pare o chestie iurea, dar trebuie să stăm în stradă, fiindcă acolo vor fi rezultatele. Da, corect. Spuneți-mi și ce a făcut bine actuala administrație. Pe partea de construcții, așa. Nu am identificat niciun proiect realizat, finanțat, finalizat. Chiar îl provoc cu această cale, dacă vrea, nu dânsul neapărat. Cineva din administrație, domnul city manager, domnul viceprimar, să-mi identifice un singur proiect
Și eu îi promit că mă duc acolo, îl filmez și îl promovez pe acest domn. Vă promit în fața dumneavoastră. Bă, un singur proiect în care mi-explică. Dom'le, ăsta l-am realizat noi, noi l-am implementat, am tăiat pamli, ca să zicem așa, da? Uh-huh. Și uite, asta e realizarea mea. Un singur proiect. Nu două, nu trei, nu patru. Dumneavoastră realizați că noi am asfaltat tot bulevardul, am făcut piste de bicicletă absolut tot, având un proiect pe masă de la Apple Canal care spune clar, cu schiță, de-aia vă las, vă spune clar că rupe din intersecția de la Spicu până în Tudor, până în sensul giratorului, rupe tot și noi am continuat a efectua aceste lucrări. Dumneavoastră realizați că, exact cum am spus în activitatea mediului online, m-am dus și am explicat, dom'le, ați distrus toate bordurile, ați făcut totul praf, sau și l-au vopsit. Măi, oameni buni, s-au dus și au dat cu vopsea peste bordură, să nu se mai vadă defectele. Tot bulevardul este pe partea de piste de biciclete, au turnat betonul între borduri, mult prea înalt, da? Și au fost nevoiți să intre cu o freză. No, exact cum vedem și la asfalt freza, da? Acea freză a atins bordul, inevitabil. Eu știam, dacă mă întreba cineva anticipat, îi spuneam, n-are cum acel om să controleze mașina. Fiind vorba de beton, un pic, dacă îi mișcă, atinge bordurile. Am făcut această critică mediu online, zic, domnule, nu este ok. Da? Și-au vopsit. Și apropo, de ce trebuie să fii pe teren? Dacă tu erai pe teren, chiar dacă constructorul a avut acolo trei oameni mai slabi, tu ca și beneficiar, îi explicai. Bă, omule, noi avem 4 cm de asfalt pentru piste de biciclete. Fă-ți, mă, omule, un dreptar, o scândurică cu adâncimea de 4 cm, fă-l de 5, nu e o problemă, sau fă-l de 3,5, că nu stă nimeni să stai acum de 1,5 cm. Și când ai tras beton, ești ok. Despre asta vorbim, de a avea supervisor pe șantier. Sunt conștient că și eu greșesc pe șantier și am greșit mereu și probabil voi mai greși. Dar aceste greșeli la nivel, să zicem, de municipiu, sunt mult prea mari pentru a considera că avem echipă. Dar repet, de aceea în mediul online oamenii spun că atac la persoană. Nu, dragii mei, eu vorbesc despre administratori, eu vorbesc despre city manager, vorbesc despre viceprimar. Eu nu mă duc să-l filmez pe omul ăla la o nuntă, la un eveniment, să-mi spui că e atac la persoană. Oamenii fac o confuzie enormă. Este normal, cum de altfel și eu probabil voi fi criticat. Dar nu să mă să ne dușmănim. Chiar îmi doresc să vină oamenii să mă critique, să stăm la masă o jumătate de oră să discutăm și probabil aud ceva de la omul ăla. Acum, contra candidații noștri, da? Spun noștri că eu acum fac parte din PNL, vor liniște în Consiliul Local. Dragii mei, dacă vreți liniște, duceți-vă în Republica Chineză. Acolo o să stați și o să aveți liniște. Opoziția e necesară, toți spun. Păi da, hai să avem dezbatere. Vi se reproșează partidului dumneavoastră, în special, tonul pe care au fost făcute aceste reproșuri. Când ne apropiem de final, e vorba și de prestația pe care o vedeți dumneavoastră ca liberal în viitorul Consiliului Local. Perfect legal, sunt ferm convins că s-a făcut greșeli. Probabil se vor mai face, dar eu am asistat la ședințe de consiliu local, la Casa de Cultură, când consilierii au înjurați oameni buni. Deci tu, în momentul când ești consilier, da, și în spatele tău ai două persoane care te înjură de la mamă, de la tot ce ai mai scump pe lumea asta, tu ca și consilier, eu eram lângă ei. Eu vă spun lucrurile ce le-am văzut eu. Probabil la un moment dat și tu ca și consilier ai niște răbunii și greșești. Că acum dacă vorbim de domnul Cupu, da, ca să fim realiști, da. Sunt ferm convins că va avea defecte, sunt ferm convins că a greșit. Probabil va mai greși, dar presiunea făcută de acest primar a fost enormă asupra consilierilor. Eu am înregistrat și nu pot să le dau mediul online. Să vedeți cum erau înjurați. Eventual, probabil, după 5 luni de zile, probabil răbufnești fără motiv, având în cap aceste frustrări, să le zicem, da? Deci a fost o presiune, acești consilieri au fost împinși în a comite greșeli. Eu vă spun că am fost prezent la ședințe de Consiliul Local. Eu l-am abordat pe domnul Sucaciu de două ori în Consiliul Local pe ordinea de zi. Dânsul mi-a răspuns că am furat materiale și mi-am făcut casa în Ilen și că am luat niște cățeni și nu i-am plătit. Bă, ce legătură are una cu alta? Eu m-am prezentat în cadrul unei ședințe de Consiliul Local. Odată l-am criticat pentru 33 de străzi că a blocat acel proiect. Da? Doar să-și asume peste 3 ani spunând că e proiectul lui și pe partea de ocolitoare că susținea că se face pe fonduri europene și faptul că a vrut să blocheze Strakbal. Dar eu am intrat pe ordinea de zi. Mă, îți convine, nu-ți convine, ține-te pe ordinea de zi. Abordarea dânsului a fost exact despre ce vorbim, despre circ. Adică tu provoci, tu instrumentezi așa ceva, tu pui presiune pe consilierele locale. Eu vă spun de lucruri că le-am văzut eu și eu am și înregistrări și filmări, da? Nu le pot pune în mediul online, fiindcă trebuie să avem, da? Un anume comportament. Și ulterior te duci la el și denigrezi la face circ. Sunt convins că domnul Cupu a făcut și greșeli.
Dar haideți un pic să ne calmăm cu toții și haideți să avem discuții bazate pe ordinea de zi. Dacă dumneavoastră o urmăriți și în ședințele de consiliu local, inclusiv alți consilieri, că n-are o să dau nume, încearcă să devieze. Bă, ai furat aia, ai făcut aia, în momentul când îi dezavantajează anumite subiecte. Mă, nu e ok. Și le-am spus domnilor, mă, dacă tot țineți neapărat să ne denigrăm, hai să facem separat o altă ședință în care vorbim ce vrem noi. Dar în cadrul primăriei, în cadrul ședinței de consiliu local, tu ca primar așa abordezi un băiat care vine și îți vorbește pe ordinea zi documentat? Îi spui, băi, tu ai furat material și ți-ai făcut casa? Ăsta e comportament de primar? Și ulterior în campania electorală vii și zici, PNL-ul sunt circari? Am înțeles. E interesant să vedem și celălalt punct de vedere, ca cei care ne urmăresc să facă o medie, da, să-și dea seama cum dar eu la orice oră ofer dreptul la replică. Totdeauna mi-am asumat acest lucru. N-am nicio mai mică problemă. Mai avem un minut până la terminarea emisiunii. Cum vă vedeți prestația în viitorul Consiliului Local sau ce vreți să transmiteți celor care ne urmăresc acum la final de emisiune? În urma discuțiilor avute cu domnul Cristian Urs, ce se întâmplă? Apropo de echipe, să zicem că am fost foarte încântat de a intra în PNL datorită acestei persoane, el fiind inginer constructor. Și întotdeauna când am intrat într-o echipă, îmi plac să am oameni superiori mie. Am ce învăța. Din planul care îl avem noi, eu voi fi mereu prezent pe străzi, să spunem așa, da? Este foarte important ca noi, administrația, să știm ce se întâmplă acolo. Vreau să văd și eu, inclusiv dacă domnul Cristian Urs va câștiga primăria, vreau să văd și eu ce oameni trimite în teren la control și să vedem despre ce este vorba. Noi suntem beneficiarii lucrărilor. Asta trebuie să înțeleagă populația. Noi la orice oră putem bloca un șantier. Mă, dacă nu mi-ai băgat armătura și tu vrei să ton beton peste ea, ca exemplu, nu mi-o torni, îți oprești șantier. Nu mă interesează, poate să-mi sară tot făgrașul în cap. Nu mai mergi mai departe. Așa funcționează șantierele. Despre asta discutăm. Eu vorbesc doar pe partea de construcții. De aceea e foarte important într-o echipă unde ai notare, avocați, juriști. Asta este partea în care eu mă pricep. Și pot să aduc un plus valoare consiliul local. Despre asta e discuția. Eu nu am alte abordări. Încă nu știu altceva. De 25 de ani asta fac. Domnule Mardare, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și nu rămâne decât să vă urez succes în campanie. Vă mulțumesc din suflet. Aceasta a fost emisiunea noastră. Sunt Dan Ciocoiu. La bună vedere!